Președintele Tribunalului Giurgiu a organizat, conform legii, o ședință publică în care au fost aleși, prin tragere la sorți, președinții și locțiitorii acestora pentru birourile electorale ale secțiilor de votare de pe raza județului Giurgiu. În conformitate cu dispozițiile articolului 28 aliniatul 2 din legea numărul 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, președintele Tribunalului Giurgiu a procedat astăzi la atragerea la sorți în ședință publică a președinților și locțiitorilor birourilor electorale ale secțiilor de votare. Câte secții de votare sunt la nivelul județului? 235 de secții de votare la nivelul județului Giurgiu. Pentru fiecare secție de votare au fost câte 3 propuneri, cuprinse în listele înaintate de instituția prefecturii. Tragerea la sorți a președinților și locțiitorilor a fost ultima etapă de pregătire a alegerilor locale din 10 iunie, în care este implicat tribunalul. Responsabilitatea celorlalte acțiuni ce au mai rămas de realizat, revenind de acum birourilor electorale și respectiv instituției prefectului în ceea ce privește organizarea și buna desfășurare a procesului electoral.